Salutare și bine v-am găsit! După foarte multe căutări, am achiziționat recent o mașină de spălat de la Beko. Am ales Beko deoarece această mașină de spălat promitea foarte multe și am găsit-o la un preț accesibil. Noi mai avem electrocasnice de la Beko și suntem foarte mulțumiți de ele. Spre exemplu, frigiderul. Pentru că poate să fac asta. Da, foarte ingenios. Să revenim la mașină. Pentru a o instala, inițial trebuie să scoateți aceste patru șuruburi din spatele ei, care țin contra greutatea, cu o cheie de 10, dacă nu mă înșel, și un alt sigiliu aici, în partea de jos. Veți găsi un sigiliu cu o sfoară care duce de desubt. Atenție că acolo, de desubtul mașinii, este o bucată de polistiren care trebuie înlăturată. În partea din spate aveți două tuburi, ăsta așa flexibil, grofat, este evacuarea, da? Pe aici evacuează apa, iar acesta este pentru alimentarea cu apă. Eu în plus am folosit un filtru anticalcar pentru a nu mai folosi acele pastile de calgon. Am încercat cu un astfel de filtru, sperăm să dea rezultate. Și ștecherul care vine băgat în priză. Să vă arăt și modelul. Aici, WTV8734XS0. Face din parte din clasa A++, cu un consum declarat de 177 de kW pe an. Consumul la apă este de 10.560 de litri pe an. Acum depinde și cât spălați. 8 kg capacitatea cuvei. Clasa B la stoarcere, iar mașina face un zgomot de 56 de decibeli în momentul spălării, destul de silențioasă, și 77 de decibeli în momentul stoarcerii, da? Centrifugă. Aici avem la fel detalii între 1 și 8 kg capacitatea de încărcare. Am înțeles că dacă băgați haine mai puține, exemplu 2-3 kg, are un senzor și va folosi implicit mai puțină apă, etc. 1400 de rotații pe minut, clasa A++ cu minus 10%. Da, deci foarte economic ar trebui să fie. Are un motor ProSmart Inverter cu o garanție de 10 ani, dar atenție, trebuie înregistrat produsul la ei pe site ca să vă dea 10 ani garanție la motor. Iar produsul în sine are 5 ani garanție, 3 ani inițial garanția legală, plus 2 ani la fel extinderea de garanție, la fel trebuie înregistrat produsul ca să primiți acei 2 ani. Așa, să vă arăt sertarul. Sertar normal. Ca să-l scoateți, apăsați aici pe buton. Așa. Are un oblou foarte mare. Aici aveți un mâner. Este ascuns. Apăsați. Cuva este din inox. Foarte mare, cum v-am spus. Și silențios. Nici nu se aude când se învârte. Așa. Aici să vă arăt. Este făcut în Turcia. Da, se vede. Așa. Aici aveți panoul de comandă. Va trebui să citiți manualul pentru că sunt foarte multe și sunt cam greu de intuit. Aici avem butonul de pornit oprit. Țineți apăsat, pornește. Mai jos avem butonul de
pauză, dacă uitați să puneți ceva în mașină, l-apăsați, introduceți ce aveți de băgat și apoi dați din nou drumul. Aici mai aveți trei butoane. Asta să puteți călca mai ușor rufele, extra clătire, iar acela chiar nu mai țin minte ce face. În plus mai aveți aici două butoane și aici programele. Le puteți schimba rotind de această rotiță. Aici vreau să vă arăt, are un program self-clean, curăță cuva. Chiar la început este recomandat a fi folosit acest program pentru a spăla și igieniza cuva. Deci este preimpostat la o temperatură de 70 de grade, 6 de rotații pe minut, timp de 2 ore, 28 de minute, va spăla cuva. Cam mare programul, dar este recomandat la ceva timp să-l folosiți. Iar ca și program zilnic, aici aveți Express Super Short, 14 minute, sau program zilnic, Daily Express, unde spală 30 de minute. Pentru că pe mulți interesează să aibă programe scurte, de un sfert de oră, jumătate de oră. Are acestea două programe. Și în plus mai are aici Aqua, 40 de minute la 40 de grade. Și asta este un program mai scurt. În rest, programele clasice, bumbac, 60 de grade, 1400 de rotații minut și 2 ore și 15 minute. Oricum, puteți modifica aceste programe. De exemplu, dacă doriți să schimbați temperatura, v-am spus, de pe acest buton. Deci acum arată 60 de grade. 50, 40, 30, 20. Va scădea și timpul, da? Deci se modifică. 90 de grade. Rotațiile pe minut, da? 1400. Scade din 200 în 200. 1200, 1000, 800, 600, 400 sau deloc. Da, să am la 1000 de turații. Așa. Deci de aici puteți prelungi dacă vreți, doriți să spălați mai mult. Și din butonul deasupra, acesta reprezintă gradul de murdărire a hainelor. Deci acum este la jumătate. Putem să-l mărim. Și implicit va crește și timpul de spălare sau micșora. Da. Deci recomand citirea manualului pentru că v-am spus sunt foarte multe, tortocheate, complicate. Eu nici acum nu am aprofundat toate programele pentru că chiar nu am nevoie. Folosesc programele zilnice și cam asta e. Ah, și în plus să nu uitați la fel din când în când aici jos să mai curățați filtrul. Da? Desfaceți aici, aveți grijă că o să curgă puțin apă, e normal, nu vă speriați. Desfiletați și curățați. Așa. Cam aceasta este mașina. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!